Dimineața aceasta vreau să citesc un cuvânt, sigur, din cuvântul lui Dumnezeu, care mi se pare sau mi s-a părut destul de interesant. Și rog pe frații de la stație să pună Eclesiastul 10 cu 2. Eclesiastul, versetul 10, capitolul 10 cu versetul 2. Putem să citim toți cuvântul acesta? Inima înțeleptului este la dreapta lui. Inima nebunului la stânga lui. Vă rog să ocupați locurile. Este cineva aici care n-are inimă? Nu era aici. Ha? Și în ce parte este inima? În ce parte este inima? În stânga? N-am înțeles versetul acesta multă vreme, până am venit în America. Am venit în America în 91 și nu puteam să pricep versetul acesta. Și mi-aduc aminte că eram în office la compania unde lucram și era un grup de lucrători acolo, un grup de ingineri, și am zis, toți deschidem internetul și citim Eclesiastul 10 cu 2. Erau ei credincioși, erau, știți, și au deschis și au ascultat și au citit Eclesiastul 10 cu 2. Și unul dintre ei se uită la mine, zice, Cornel, înseamnă că toți suntem nebuni. Zic, dar de ce? Păi zice, toți avem inima în partea stângă. Ei, zic, uite, așa scrie Biblia, dar hai să vedem ce înseamnă de fapt inima. Sau ce spune Biblia despre inimă. Ce este inima din punct de vedere biblic? E adevărat că avem inima aceasta în piept aici care bate, nu? Și ce face când bate? Pompează. Ce pompează? Viață, ia. Viață. Și de ce spunem că e viață? Știți de ce? Pentru că Biblia spune că viața trupului este în sânge. Ia. Poate că am mai zis lucrul acesta, dacă luăm o picătură de sânge și o analizăm cu toate cele mai speciale microscopuri, vedem care e viața acolo. Eu cred că cu toată știința în ziua de astăzi încă, sigur, sunt 100%, nu știm ce este viața. Formula vieții o știe numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu. El este cel ce... Ați văzut, se străduiesc oamenii ăștia de știință ca să descopere celula vieții. Este aici la Houston, în Texas, s-a auzit de profesorul acesta de Rice, la Rice University, care este creștin și luptă așa cu cei care se zică oameni de știință, care au spus unii, am descoperit formula vieții. Nu, nici pomeneală, așa ceva, ei numai vor să descopere sau vor să zic că au descoperit, dar n-au descoperit. Deci, oamenii aceștia care au tot felul de idei. Știți de ce au idei? Că sunt idioți. De aia au idei. Pentru că cea mai mare înțelepciune pe care o putem iei este de la Duhul lui Dumnezeu. Și haideți să privim la acest verset. Mă gândeam eu la mai multe subiecte, de slujire, de predică, dar considerând că suntem într-o perioadă aici, în Statele Unite ale Americii, știți ce e perioada aceasta? Care este? Alegerile prezidențiale. Da? Și dacă stăm să ne gândim ce am citit aici, inima, de fapt, ce este inima din punct de vedere biblic? Din punct de vedere biblic, este acea
parte centrală a existenței fiecăruia dintre noi. Locul acela din care ne direcționăm viața. Locul unde se nasc emoțiile. Știți că scrie în Biblie despre Ana, de exemplu, că zice, Ana zicea când vorbea cu preotul, ce nu domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inimă. Suferă în inima ei. Nasc emoții. Inima și felul în care acționăm prin ceea ce găsim ne arată și înțelepciunea. Știți că Solomon s-a rugat și a zis, Doamne, dăm o inimă înțeleaptă. Dăm o inimă înțeleaptă, Doamne, că altfel eu nu pot să îndeplinesc slujba aceasta. Dăm o inimă înțeleaptă. Da? Așa spune acolo. Dar ia, la Psalmul 90, versetul 12, știți ce spune acolo? Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Nu, așa e Paul, ăștia cu numerele și cu ingineria, o inimă înțeleaptă, dacă ăștia știu să numere. Ia. Sigur că, ia. Ce? Să avem o inimă înțeleaptă. Cine, Proverbe 10 cu 8 spune, cine are o inimă înțeleaptă, primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită, se prăpădește singur. Proverbe 16 cu 21, cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput. Ia, cine are o inimă înțeleaptă și arată înțelepciunea când vorbește. Deci, când cineva vorbește și spun, lasă-l pe om să vorbească, că știți ce spune, numai ce este el și ce are în inimă. Numai aia spune. Fiecare. Deci, când stăm să discutăm despre inimă, în inimă se nasc gândurile. Găsim cuvântul lui Dumnezeu, spune, știți acolo la Genesa 6 cu 5, că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Cum este astăzi? Știți, îmi place să spun, nu atunci și acolo, nu numai la Genesa, ne uităm acum și aici. Pentru că văd că este o foarte mare, frați și surori de tineri, este o foarte mare bătălie spirituală. Și în alegerile prezidențiale. Nu vorbim să zic să facem politică, dar cei ce sunt în conducerea țării influențează viața multora? O influențează. Categoric. Ne uităm în Biblie, citiți Cartea Împăraților și vedeți cum împărații au avut o influență deosebită în direcția în care se ducea poporul. În inimă de se nasc gândurile. Dacă deschidem la Roman, la capitolul 1. Roman, capitolul 1. Așa, citesc începând cu versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă, fiți atenți ce spune mai departe, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca și Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Deci, în inima noastră se nasc gândurile. Știți, acolo și după aceea, în urma gândurilor, acționăm. La Marcu, capitolul 2, citesc cu versetul 5, începând, când acolo au adus la Domnul Iisus un slăbănoc și Domnul Iisus l-a vindecat. Și era acolo un grup de farisei care au comentat că Domnul Iisus i-a zis păcatele-s iertate și după aceea a zis ridică-ți patul și du-te.
Și era un grup de oameni acolo, de farisei, care zice, cum se poate face lucrul acesta? Dar Iisus a făcut lucrul acela pentru oamenii aceia patru, că au adus un slăbănoc. Și când mă rog, parcă și ne rugăm mai ales pentru cauze, mi-aduc aminte de situația aceasta, că zice că era slăbănocul acela și au pus patru inși de pat și l-au adus cu patul. Știi? Și când ne rugăm pentru unul, pentru altul, zice, tu prinde de colțul ăla, tu prinde de celălalt, tu prinde de ăla și împreună ne sprijinim în rugăciune și aducem înaintea lui Dumnezeu pe cei care sunt în nevoi. Facem rugăciunea aceasta împreună și am făcut-o. Și când l-au adus pe slăbănogul acela acolo, zice, când Domnul Iisus le-a văzut credința celor care l-au adus. Deci când le-a văzut credința, a zis slăbănogului, fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Dar Dumnezeu era acolo, că era Iisus Hristos, Dumnezeu. Ei aveau dreptate că Dumnezeu putea să ierte, dar El era Cel ce era Dumnezeu acolo. Îndată, spune cuvântul, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel, că ce ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri unde? Inimile voastre. Deci, în inimă, în azi gânduri, sunt emoții, este durere, este dorință, în inimă și lucrează și conștiința. Și inima este ceea ce ne definește pe noi, frați și surori. Știu, mi-au aminte când mi-am pus aici câteva notițe când am studiat, dar mi-am adus aminte mai de mult. Știți, spunea Abraham Lincoln despre care este diferența, poate că ați auzit, dintre caracter și reputație. Ați auzit aceasta? Spunea el așa. Reputația, știți, este valoarea omului pe piața opiniei publice. Caracterul este ceea ce este el, în adevărata valoare a inimii lui. Asta stânde. Reputația, zice, e ca un copac, ca umbra de fapt a unui copac. Câteodată, zice, e mai mare decât omul, câteodată e mai mică. Depinde din ce parte luminează soarele, nu? Așa îi. Ia? Deci, ceea ce ne definește și mă definește pe mine este inima și pe fiecare dintre noi. Dar nu numai atât, ci ce este în inima noastră. Deci, ceea ce este în inima noastră, vedeți, spune Solomon aici la Eclesiastul, unde am citit, zice, ne definește sau înțelepți sau nebuni. Psalmul 14, ce spune acolo? Nebunul spune în inima lui, deci vorbește, da? Nebunul spune în inima lui, nu este Dumnezeu. Așa spune nebunul. Nebunii au o cu totul diferită direcție, că aici spune că inima nebunului este la stânga. Și când spunem stânga, spunem o direcție sau o parte, nu? A înțeleptului este la dreapta. Și mi se pare foarte sugestiv când vedem, și mai ales în vremea aceasta, în fiecare zi, sunt aceste două grupări. Nu? Cei de dreapta și cei de stânga. Vedeți? În fiecare zi spun asta. Și ea. Și spune versetul 3, nu l-am citit, spune că pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Ia. Deci se definesc oamenii. Peste tot unde merg. Ia. Și asta, mă gândeam la partea asta, la stânga. Sigur, puteți să studiați în Biblie că sunt foarte multe semnificații ale stânga și dreapta. Dar
și în engleză, cum avem, în engleză spune the one to the right, yes? The right guys, yeah? Dacă am stat de vorbă cu cineva și am zis, ce înseamnă right? What does it mean, right? Când te duci la școală sau când îi pui la cineva o întrebare și răspunde corect, cum îi spui? You're right. Yeah, you're right. Nu? Dacă nu-i right, îi spui că ești de stânga. Nu? Și în română, dreapta și... sigur, sigur. Ai răspuns drept, ai răspuns corect. Vezi? Zice într-un verset din Biblie, zice că până și firea ne învață. Ia? Gândirea asta firească. Ia. Dar știți ce e un lucru foarte interesant? Am avut ocazia să mă duc să vizitez pe cineva care era la psihiatrie, spital aici în America. Și am stat de vorbă cu un doctor de acolo, de la psihiatrie. Erau mulți, din nefericire, bolnavi, cum spunem noi, mentali, sau cum spunem și românește, ce merg la spital, de nebune acolo să știe. Așa zicem. Și știți ce mi-a spus doctorul? Zice, uită-te la ei. Cât sunt aici toți? Zice, ei, dacă stai de vorbă cu ei, zice, ei spun că sunt corect, ei au dreptate și noi suntem greșiți. Nu? Așa spun. Zice, nu, noi avem dreptate și voi sunteți greșiți. Se întâmplă lucrul ăsta, vedem în fiecare zi? Ia. Nu. Noi avem dreptate și voi sunteți greșiți. Alegeți pe ăștia și... Ia. Deci, drept și right înseamnă să fii corect. Și așa ne spune și Biblia lucrul acesta. Cum a... Interesant mi se pare cuvântul lui Dumnezeu, care eu cred din toată inima că este cel ce ne spune adevărul. Și mi-aduc aminte ce spune la Osia, spune la Osia acolo că poporul piere, știți de ce? Din lipsă de cunoștință. Dar mai spune ceva mai interesant. Zice, fiindcă ai lepădat cunoștința. Deci, asta se întâmplă în zilele noastre. S-au depărtat oamenii de Dumnezeu. De aceea noi să avem îndrăzneala să stăm pentru adevăr. Eu nu vă spun aici politică și nu vă spun să votați, am zis odată și spun din nou, votați cu ceea ce spune Biblia. Cu asta trebuie să votăm. Nu ce propagandă fac unii și alții. Să votăm cu ceea ce spune Biblia și după cuvântul lui Dumnezeu. Așa să votăm. Deci, sunt vremurile acestea în care eu văd o extraordinar de mare bătălie spirituală. Este o bătălie spirituală care cel rău se luptă să distrugă și oamenii s-au depărtat de Dumnezeu. Spuneam că am venit în America în 91. Era o totală diferită direcție atunci. Acum, tot Biblia ne spune că Dumnezeu ne-a dăruit tot ceea ce privește viața și evlavia. Cum? Știți cum spune mai departe? Prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Prin cunoașterea aceasta. Și acum, când suntem în situația aceasta atât de, să zic, critică, zic, nu trebuie să ne înspăimântăm. Ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu că s-a descoperit nouă și să ne facem și noi partea noastră. Așa cum frații am văzut în Republica Moldova, se duc și propovăduiesc acolo la copii. Și când spun, am văzut mesajul sau prezentarea lor, mi-aduc aminte de un frate, poate unii l-ați cunoscut, a plecat la Domnul în vârstă, 88, Băbuț îl chema, Băbuț Teodor. Și soția lui, la o vârstă foarte înaintată,
a ajuns să aibă demenția și uita. Și vine și îmi spune mie, zice, frate Cornel, zice, o iubesc mai mult ca și cum m-a iubit-o în tinerețe. N-am rămas surprins într-un fel, dar a zis, ia, frumos, frumos, un om credincios. Zice, dacă i-am dat de mâncare 2 ore sau îi spun, du-te și ia din frigider ceva, zice, nu știe. Ce nu știe? Dar când spune, recită Isaia 53, zice, știi cum îl spune? Fără greșeală. Vedeți ce înseamnă să pui în mintea copiilor cuvântul lui Dumnezeu la început? Că ce seamănă acolo, rămâne. Și în pilda aceea din Marcu 4, zice, pilda cu sămânța, spune. Și e un verset acolo care începe, zice, când seamănă sămânța. Zice, pământul rodește singur. Pune sămânța acolo. Nu știi niciodată când. Și cum va lucra Dumnezeu, că El, sămânța-i cuvântul lui Dumnezeu. Aia să punem noi acolo. Că mai ajutăm într-un fel sau altul, sigur că da, facem lucrul acesta. Dar să punem sămânța aceea a cuvântului lui Dumnezeu și la aceasta să nu ne fie, să zic, oarecum rușine sau teamă, să stăm pentru adevăr și să spunem adevărul. Pentru că nebunii își spun și se apără și spun ca și cum iar avea dreptate. Deci, așa spun. Și am citit acest cuvânt al Domnului, inima înțeleptului la dreapta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, tot despre inimă vreau să spun, tot cuvântul Domnului. Din inima omului ies ce? Matei 15, parcă. Tot felul de lucruri rele. Zice, de acolo ies. Dar întrebarea mea este, dar cum au ajuns acolo? Că zice că ies, dar cum au ajuns acolo? Știți cum a păcătuit Adam și cu Eva, să spun, Eva prima dată, că Eva zice, când a venit Satana să-i ofere, i-a oferit. Da? Ce oferă cei din stânga? Oferă ceva. Luăm sau nu luăm? Că de felul în care acceptăm sau nu acceptăm, merge direcția noastră, a vieții noastre. Da? Zice, a văzut că pomul era bun de mâncat, ia, bun, plăcut de privit, ia, și de dorit să deschidă mintea. Așa era. Deci, cine și cu ce ne umplem inima? Când spun aceasta, mă gândesc la gândurile noastre, la dorințele noastre, la acțiunile noastre. Cine și de unde le umplem? De unde vine înțelepciunea? Așa zice că inima înțeleptului este la dreapta. Deci înțelept, de unde vine înțelepciunea aceasta? Da? De la Dumnezeu. Că dacă citim la Iacob, spune foarte clar că există 2 surse de înțelepciune. Nu? Ia. Iacob 3, zice, dacă aveți în inima voastră pismă amară și duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, este pământească, firească și drăcească. La Corinteni spune acolo că înțelepciunea lumii este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Și așa este. Așa este. Și mai departe spune versetul 17, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și nefățarnică. Deci, de unde ne alimentăm? Unde este sursa de unde
ne primim informațiile. Știți de unde să fie? Din cuvântul lui Dumnezeu. Spune Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea. Sigur că da. Cuvântul Domnului, când îl avem, tot Psalmul 119 spune, cuvântul Domnului este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărare. Deci El ne luminează mintea. El ne luminează. Deci, de unde ne aprovizionăm sau ne hrănim sufletele noastre? De unde? Și mai este tot cuvântul Domnului, spune că unde este comoara noastră, acolo și inima. Acolo-i. Deci unde e comoara noastră, acolo este și inima noastră. Sigur, mă apropiu de încheiere. Cum ar zice eu întrebarea asta? Că nu facem politică, Paul, nu facem. Cum votăm? Că suntem în pragul acesta. Cu Biblia, ce spune cuvântul Domnului. Da? Ce spune cuvântul Domnului, cu aia să votăm. Am rămas surprins, frați și surori, să găsesc mulți dintre creștini care nu înțeleg lucrul acesta. Și știți de ce? Nu, pentru că nu se cunoaște, așa zic eu, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu și nu cunosc adevărata înfățișare a lucrurilor. Este o întunecime spirituală. Și mi-aduc aminte cum spunea la Efeseni, spune acolo Pavel, și mă rog ca Domnul, Dumnezeul Tatălui nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, să ne dea un duc. Citesc, e bine să citesc asta. Efeseni, capitolul 1, versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să ne dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și uitați ce spune mai departe. Și să ne lumineze ochii inimii ca să pricepem care este nădejdea chemării Lui și care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita putere, mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Deci ar zice, Doamne, luminează-ne și nouă ochii inimii noastre, ca să putem pricepe. Cea că știți că de Iona, ați auzit de profetul Iona. Dacă se poate pune versetul, ultimul verset din cartea lui Iona, capitolul 4, nu mai țin minte care este versetul acela. Dar Dumnezeu își arată îndurarea față de Ninive prin faptul că l-a trimis pe Iona să le vestească o perioadă de har și o vreme în care să se pocăiască. Deci, spune acolo, deci cum scrie? Mie, nu văd că este scris mărunt acolo. Așa. Mie să nu fie milă de Ninive cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care ce să deosebească? Dreaptă de stânga. Când am citit versetul acesta, zis, oare în America câte sute de milioane sunt care nu știu să deosebească dreapta de stânga? Deci, Nu vi se pare un pic chiar și logic, să spunem așa. Ia. Deci, frați și surori, haideți să căutăm ca să ne umplem inima noastră cu cuvântul lui Dumnezeu. Și cum spunea David, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeu, și pune în mine nou și statornic. Un duh nou și statornic. Când înseamnă Duhul nou, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și statonic, înseamnă că nu putem fi purtați cu tot felul de idei și de
direcții, încoace, încolo, ăștia se au dreptate într-un fel, au dreptate în altfel. Nu. Dreptatea este după cuvântul lui Dumnezeu. Dreptatea este numai după cuvântul lui Dumnezeu. Și aș zice ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să ne hrănim inima și viața noastră din cuvântul lui Dumnezeu. Nu din ceea ce ne oferă cel rău. Știți că și cel rău se oferă oamenilor? Citim în, chiar la spălarea picioarelor, spune acolo, sau la cina Domnului, când Domnul i-a oferit lui Iuda bucățica de pâine. Știți ce scrie acolo? Zice că a luat bucățica și atunci Satana a intrat în Iuda. Satana a intrat în Iuda. A avut gândul acela să-l vândă pe Domn. Sau vă aduceți aminte de situația cu Anania și Safira. Au zis, hai mă, să facem și noi, că trebuie să dăruim și noi, așa, știi? Și a venit și o idee acolo, de undeva. Ei, chiar tot să dăm pentru Domnul. Chiar tot? Și s-au dus-o, zice, ați vândut? Da, cu atât de ea, sigur, și așa. Și ce spune apostolul? Ce? Cum a reușit Satana să vă umple inima? Au mers Anania și Safira la adunare cu inima umplută de cine? De Satana. Dar întotdeauna, și vreau asta să fie ca o concluzie a mesajului meu, frați și surori, în cuvântul lui Dumnezeu găsim absolut tot ce privește viața și evlavia pentru copiii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și orice s-ar întâmpla în lumea aceasta, eu cred că se întâmplă numai și numai după cuvântul lui Dumnezeu. Și va veni ziua aceea când ne vom duce toți acolo. Și zice că va fi o cernere sau ce. Zice, celor de la stânga le va zice, plecați. Celor de la dreapta, veniți. Unde vreți să fiu? La dreapta. Da? La dreapta. Doamne, binecuvântă-ne să avem inima îndreptată spre Tine. Amin, amin, amin.